Ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vom învăța să lucrăm împreună o pereche de cercei din mărgele. Acest tutorial, ca cea mai mare parte a tutorialelor pe care le-am lucrat în ultimul timp, este adresat doamnelor începătoare. Pentru a lucra acești frumoși cercei, vom avea nevoie, în primul rând, de o pereche de suporturi pentru cercei. Aceștia îi găsiți cu siguranță în magazinele de specialitate, în mercerie. În cazul în care nu găsiți la mercerie, puteți să-i comandați pe Jumbo. Apoi vom avea nevoie de firul transparent. Eu am găsit firul folosit de pescari, care are un diametru de 0,26 de milimetri. Vom avea nevoie de o foarfecă, vom avea nevoie de brichetă, vom avea nevoie de un ac. Acul meu are un diametru de 0,7 milimetri și o lungime de 44 de milimetri. Apoi, bineînțeles, vom avea nevoie de mărgele. Aici unde sunt eu, mărgelile nu sunt pe numere. În România au număr, numărul 8, numărul 10. Mărgelile mele au un diametru de o jumătate de centimetru. Iar cele micuțe, pe care vi le arăt acum, au un diametru de 0,03 mm, deci sunt foarte micuțe. După cum vedeți, putem lucra fie într-o singură culoare, fie în culori diferite, alternând două nuanțe. Eu acum voi începe primul cercel și pentru aceasta, mai întâi și mai întâi, voi pune o mărgeluță albă, după care voi continua cu o mărgeluță mov. În felul acesta vom înșirui un număr de 6 mărgeluțe albe, iar ultima va fi mărgeluța mov. Trebuie să fiți atente să nu vă scape mărgeluțele la capătul firului. Eu l-am lăsat mai lung anume să nu pierd mărgelele în timp ce lucrez și veți vedea cât de ușor se pot lucra acești cercei. Voi veni și cu alte modele încet încet. După cum știți, și în ultimul timp, tutorialele pe care le-am lucrat în timpul săptămânii, nu am lucrat prea mult, pentru că, exact ca și dumneavoastră, acum este perioada conservelor, dar le voi pune pe YouTube, începând cu sâmbătă și continuând duminică. În felul acesta, dumneavoastră sunteți libere și puteți vedea ceea ce lucrez. În timpul săptămânii mai greu, am văzut că intrați chiar și pe pagina grupului de lucru. Și de aceea, acum, pentru această perioadă, când suntem toate foarte ocupate, am decis să lucrez în felul acesta, să pun tutorialele la sfârșitul săptămânii. După cum vedeți, am deja 2, 4, 6 mărgeluțe albe. Acum voi pune ultima mărgeluță mov. Și încet le voi împinge către capătul firului. Este transparent, se vede un pic mai greu. Acum voi lega cele două capete, voi face 3 noduri pentru a da mai multă stabilitate, mai multă siguranță cercelului. Fiecare
Firul fiind transparent, este un pic mai greu de văzut, însă veți vedea că totul se lucrează foarte, foarte ușor. Nu avem nevoie de mult timp. În câteva minute lucrăm o pereche de cercei. Deci timpul necesar este foarte, foarte scurt. Acum, am făcut cele trei noduri. Pentru moment voi lăsa acel capăt de fir deoparte. Este aici și un fir de păr. Scuzați. Așa. Voi intra din nou cu acul în prima mărgeluță. Și voi trece cu firul transparent prin această mărgeluță. După care voi pune trei mărgeluțe de culoare mov. Vă spun dinainte că mărgeluțele nu au toate același în mijloc aceeași gaură cu același diametru. După ce am pus aceste trei mărgeluțe, voi intra din nou prin mărgeluța mov, voi intra în mărgeluța albă și voi ieși în următoarea mărgeluță mov. Deci voi trece peste, vedeți? În felul acesta. Voi intra prin toate trei și voi trage firul. Astfel am făcut deja prima floricică. Acum voi pune alte trei mărgeluțe mov. Le voi trage din nou și din nou voi intra prin mărgeluța mov, prin mărgeluța albă și prin următoarea mărgeluță mov, în felul acesta. Și din nou vom trage acul în format următoarea floare. În felul acesta vom lucra de jur împrejur. Mai greu să găsesc găurile pentru că sunt micuțe, dar este nevoie. În momentul în care veți vedea că ați făcut primul cercel, veți vedea cât de ușor se lucrează și apoi diversificând culorile. Putem face adevărate opere de artă. Acum din nou voi intra prin mărgeluța mov cu acul. Dă un pic de bătăi de cap și aici, pentru că nu văd prea bine. Voi trece prin mărgeluța albă și voi ieși în următoarea mărgeluță mov. Felul acesta. Și am făcut și următoarea floricică. Nu ne rămân de făcut decât alte trei. Mie îmi tremură de fapt și mâinile un pic. Aceasta este o consecință a problemelor de sănătate și de aceea uneori nimeresc mai greu și trebuie să aveți un pic de răbdare cu mine, mai ales când sunt lucruri așa delicate, așa finuțe. Din nou, am trecut prin cele trei mărgeluțe. Voi pune următoarele trei. Din nou voi trece prin mărgeluța mov, prin mărgeluța albă
și prin următoare mărgeluță mov. Am ajuns aproape la sfârșitul acestui cercel. După cum vedeți, doar câteva minute și aproape că am realizat. Acum mai e ce voi pune. Mai întâi și mai întâi o singură mărgeluță. După care voi atașa suportul pentru pus în ureche. Apoi alte două mărgeluțe mov. Și din nou voi trece, de data aceasta, doar prin mărgeluța mov. Voi lua doar pe ea, voi ieși cu acul. În felul acesta am dat un pic de siguranță. Mă voi întoarce acum. Prin suportul pentru pus în ureche și prin următoarea mărgeluță, vedeți, în felul acesta, după care voi trece și prin cea de-a treia mărgeluță, iar aici mă voi opri și voi face câteva noduri cu acul. Aici va fi nevoie să fiți un pic atente pentru a face bine acest nod. Pentru a fi sigure, vom da firul așa, de două ori pe ac, știți cum. Vom strânge bine, voi mai face un nod, mai trece o dată cu acul. În felul acesta, primul cercel este deja realizat. După cum vedeți, ne-a luat foarte puțin timp. Acum voi intra un pic din nou prin mărgeluța albă pentru a-l strânge un pic mai bine. În felul acesta. Iar aici voi tăia firul. Voi scurta firul. Și pentru a-i da cât mai multă stabilitate, voi arde un pic acest capăt de fir cu bricheta. Foarte puțin, așa. La fel voi face și cu capătul de la începutul cercelului. Deci cel cu care am unit mărgelele între ele. Și voi da și aici un pic de stabilitate firului, arzându-l un pic cu bricheta. În felul acesta am lucrat o nouă pereche de cercei. Primul eu deja l-am realizat. Sper foarte mult să vă placă. De aceea vă rog, dacă vă place, să lăsați un like, un comentariu, să dați un share, de ce nu, și aș dori foarte mult ca dumneavoastră să-mi scrieți ce anume ați dori ca eu să lucrez ca tutoriale pentru dumneavoastră. Deci am început această serie, voi continua din nou cu tutoriale pentru doamnele începătoare. Eu vă mulțumesc foarte mult, sunt Tatiana Andrieș, vă doresc o zi frumoasă și, așa cum spun întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. O zi bună tuturor, vă mulțumesc!